căutăm, știam că se întâmplă ceva. Eu eram atunci cu, să zic, al doilea job, ceea ce nu prea era uzual, eram fotograf amator, plăteam niște impozite la fisc și aveam plătit asupra mea aparatul de fotografiat. Am venit, am căutat-o, am găsit-o, am văzut atmosfera, am văzut oamenii murmurând, cântând foarte în surdină, aș zicea. Așa mi-aduc aminte, sigur s-ar putea face multe lucruri să le mai fi uitat sau să le gândit altcumva. Să cânta Deșteaptă pe Române mai mult, cu siguranță nu. Urmă, oamenii s-au adunat puțin și au început să strige foarte încet la început Timișoara Libertate și fără violență nici nu până când au venit soldații. Deci mai mult nu. Eu așa mi-aduc aminte. Nimeni n-a avut curajul să strige jos și au șez. Nimeni n-a avut curajul să strige jos. Comunismul era absolut răzmeară mult prea mare. Comunismul nu s-a strigat, a jos Ceaușescu foarte repede s-a strigat, dar mă rog. Eu nu mi-aduc aminte, am avut discuția asta foarte mult și zic, poate, da. Și am să vă spun de ce nici nu insist foarte mult dacă a fost sau nu a fost așa, pentru că vă spuneam eu cu memoria și am să mai spun o poveste mică cu memoria de atunci. Bun. Deci toată mișcarea a fost așa cum a fost browniană pe acolo, până în momentul în care au, prin acea direcție au coborât din două camioane, din unul, au coborât niște soldați, un pluton de soldați, care s-au încolonat și au venit spre mijlocul intersecției. Și dacă o să vă uitați la poze, și la albumul, pozele care sunt fiecare. Da, o să le dați pe numele, sunt în ordine. În momentul în care soldații sunt în intersecție, cu armele scoase, încă mai cerc la o mașină. Adică oameni care treabă, nu știu ce are să apuc pușca pe aici, eu pe aici am vrut și trece mai departe. Nu, poate nimeni nu putea să creadă ce se va întâmpla. Totuși, în momentul în care au venit soldații, s-a născut un bol, s-a născut o țintă. Adică oamenii s-au îndreptat, toată nemulțumirea și toate strigătele au fost îndreptate spre acei soldați. Ei erau simbolul oprimării noastre, erau simbolul urei noastre, împotriva, adică cineva pe care trebuia să urmă. Și erau niște soldați, o spun astăzi cu mâna pe inimă, niște oameni, niște copii, niște nevinovați, cred că nici nu știau ce fac acolo. Sigur, și am, ca să revin la fotografii, la început n-am fotografiat, am scos aparatul, l-am băgat înapoi pentru că mi-a fost teamă. Ce era să fotografiez pe tine sau pe tine sau pe tine, că strigai Timișoara, Timișoara, nu? Cine putea să facă asta decât cineva pus un securist, nu? Din partea securității. În momentul în care, și o să vedeți în poze, în care soldații ajung în mijlocul intersecției și oamenii, toți atenția oamenilor se îndreaptă asupra lor, atunci am scos aparatul și am fotografiat la început mai timid.